În Cartea 1: Împărați, capitolul 2, cu versetul 2, stă scris: Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fii om. Ce-ar fi dacă ni s-ar cere să oferim un singur și ultim îndemn, un cuvânt care să rămână peste timp și care să ofere direcție? la ce ne-am gândit. Sau să mai luăm în calcul că acest ultim și singur cuvânt de suflet este pentru copilul tău sau pentru un copil din biserica unde mergi ca să te închini. Ce îi spune? Ce ar fi dacă îi spune Fii om, probabil că zâmbești neîncrezător, să-i spui unui om să fie om? Înainte să moară, David îi adresează un astfel de sfat fiului său Solomon. Pe de altă parte, îndemnul, fi om, ne duce cu gândul la momentul creației când Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, Geneza 1 cu 27. Mai târziu însă, înțeleptul consemnează tristul fapt că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblau cu multe și retenii. Eclesiastul 7 cu versetul 29 Chipul lui Dumnezeu în om s-a deteriorat prin neascultare, iar sfatul Fii om, om după chipul lui, este actual, este un sfat de viitor veșnic. Prin atingeri delicate, ajutându-i cu iubire, căutați să modelați caracterele copiilor după modelul caracterului Domnului Hristos. Fii om în dreptul unui copil înseamnă să-i transmiți că Dumnezeu îi iubește pe toți copiii, drept dovada a dragostei pe care ne-o poartă Dumnezeu ne-a dat niște reguli bune, astfel încât să nu-L rănim pe El, pe noi sau pe ceilalți. Înseamnă că încălcarea acestor reguli bune se numește păcat, iar păcatul îl rănește pe Dumnezeu, îi rănește pe ceilalți oameni și ne rănește pe noi înșine. Înseamnă că Dumnezeu ne iubește și nu vrea să murim pentru totdeauna, așa că l-a trimis pe Isus să moară în locul nostru. Fii om în dreptul unui copil înseamnă să-i transmiți că fiecare trebuie să facă propria alegere pentru a accepta că Isus a murit pentru păcatele noastre și pentru a deveni copilul său. Și nu în ultimul rând, că atunci când îl inviți în viața ta, Isus te va ajuta să devii o persoană nouă. Iată câțiva pași simpli pe înțelesul copiilor spre a deveni om. Fă drumul acesta la pas cu ei. Roagă-te pentru copiii să fie oameni după modelul Domnului Isus Hristos. Doamne, ajută-ne să le vorbim cu înțelepciune și tact copiilor despre tine. Împărtășește cu un copil frumusețea planului de mântuire. Spune-i cât de mult îl iubește Dumnezeu și cât de mult îi pasă de el și de fericirea lui.